Bun găsit, doamnelor și domnilor! După cum vedeți pe ecran titlul emisiunii, este o dezbatere, să zicem, dedicată unei problematici care a apărut mai nou în spațiul public din țara noastră. S-a discutat despre posibilitatea și necesitatea modificării Constituției României, pe de o parte, și această idee a determinat o serie de luări de poziții legate de întrebarea dacă pentru țara noastră, la momentul actual, ar fi benefic să se facă nu doar o simplă schimbare a formei de guvernământ de la Republica semiprezidențială la Republica parlamentară sau dacă ar trebui o schimbare mai radicală să se revină la monarhie. Întrebarea este oarecum complexă și dezbaterea care ar trebui să se deruleze în societatea românească de asemenea ar trebui să fie complexă și evident în același timp analitică. Nu este foarte ușor să răspundem la această întrebare. Trebuie să privim lucrurile dintr-o dublă relaționare. Pe de o parte, trebuie să ne poziționăm retrospectiv și să analizăm istoric cele două forme de guvernământ, monarhie și republică, să deosebim care au fost conotațiile lor în spațiul românesc și în același timp să revenim și la realitate. Pentru că această schimbare, sigur că trebuie să o facem pentru zilele noastre. Discuția a apărut legat de monarhie la un anumit post de televiziune unde câțiva dintre cei prezenți la emisiunea respectivă clamau ideea că Republica este ceva perimat pentru România, că ar fi mult mai util și mult mai bine să se revină la o monarhie constituțională. Spunea unul dintre participanți că în cadrul acesteia regele domnește, dar nu guvernează, ceea ce pentru România a fost doar o formulă și nimic mai mult de-a lungul timpului. Evident că s-au folosit și argumente, în opinia mea, efectiv puierile, că ar fi mai bine să se revină la monarhia constituțională, pentru că, vezi, Doamne, nu s-ar mai organiza alegeri pentru președintele Republicii și deci s-ar face și o economie din punct de vedere financiar, ceea ce iertată în fie atitudinea oarecum de umor, mi se pare chiar de domeniul fantasticului acest argument și este, în opinia mea, chiar ultimul argument la care trebuie să recurgem în această discuție. Doamnelor și domnilor, eu nu vreau să credeți din ceea ce am spus până acum că sunt partizanul
sau adversarul, fie al monarhiei, fie al republicii. Nu mă situez pe o anumită poziție partizană în favoarea unei forme de guvernământ sau în defavoarea altei forme de guvernământ. Pornind de la tradiție și de la istoria monarhiei în spațiul românesc, să observăm că aceasta a avut lumini și umbre. Monarhia prin ea însăși nu este neapărat, mă refer la întregul continent european, ceva sublim. Ea nu reprezintă nicio formă de guvernământ unitară care să apară în același mod în toate țările, în Occidentul Europei, inițial în Anglia, apoi în Anglia și Scoția, după aceea în Regatul Unit, în Franța, în Spania, Portugalia, ulterior, pentru o perioadă mai scurtă, în Italia, în mediile germane, la început în Prusia, apoi în Germania imperială, monarhia s-a derulat ca o formă absolutistă de conducere a societății, trecând treptat spre monarhia constituțională pe baza legii salice, care înseamnă că tronul se transmite în linie bărbătească primului moștenitor al monarhului aflat pe tron la momentul respectiv. Nici trecerea de la monarhia absolutistă în Occidentul Europei la monarhia constituțională nu a fost una lină. Să ne amintim două exemple. Folosesc decapitarea la 30 ianuarie 1649 a regelui Carol I Stuart în Anglia prin strădania lui Oliver Cromwell, pentru că a refuzat să semneze documentul care ar fi instaurat în Anglia monarhia constituțională, și au trebuit să treacă peste 50 de ani, deci peste o jumătate de secol, pentru ca până la urmă, în 1701, regina Ana să fie cea care acceptă în Regatul Unit monarhia constituțională. Al doilea exemplu se referă la Franța, la decapitarea în 1792 a lui Ludovic al XVI-lea și a soției sale, Maria Antoaneta. Câte convulsii a creat apoi în istoria Franței această înlăturare a Bourbonilor de pe tron și cât de mult a trebuit Franța să sufere pentru ca să se ajungă la o anumită formă de monarhie constituțională în timpul celui de-al doilea imperiu, cel instaurat de Napoleon al III-lea, pentru ca până la urmă să triumfe totuși Republica în Franța ca formă de guvernământ. În Europa Central Răsăriteană, monarhia a avut o anumită particularitate față de Occidentul Europei. Ea nu s-a ghidat după legea salică. A existat o mult mai mare flexibilitate în urcarea pe tron a suveranilor în diferite țări, în Polonia, Ungaria, Boemia, apoi în perioada mai târzie în Iugoslavia, în Bulgaria și chiar și în România. Nu funcționa acel principiu că întâiul născut este moștenitorul tronului și numai el poate să devină suveran. Toate acestea au determinat și o anumită
să spunem, inconsecvență politică în istoria țărilor pe care le-am amintit. Voievozii țărilor române puteau să transmită oricărui bărbat din familia lor, chiar și copiilor nelegitimi, scaunul domnesc. Vezi, de exemplu, cazul lui Petru Rareș, fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare. Sau să dăm exemplul lui Matei Corvin, care tot pe principiul ereditare electiv a trebuit să ocupe tronul Ungariei și umanistul Bonfinius a inventat acea legendă potrivit căreia Iancu de Hunedoara, tatălui Matei Corvin, ar fi fost fiul natural al regelui Ungariei și împărat al Germaniei, al Sfântului Imperiu Romano-German Sigismund de Luxemburg, pentru ca să poată fi acceptată de marea nobilime urcarea pe tron a acestuia. Deci, iată că sunt exemple care demonstrează că nici monarhia nu este neapărat o formă de guvernământ sublimă care să înlăture doar prin simpla sa existență toate avatarurile într-o țară și să asigure o anumită continuitate, iar în lumea modernă să asigure prin monarhia constituțională democrația. Începuturi ale monarhiei în spațiul românesc le descoperim în anul 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Moldova și apoi în Țara Românească, ca domn, deci ca suveran, dar iată, suveranul a fost ales. Deci unde, pe undeva se îmbină principiul monarhic cu principiul republican al alegerii. Alexandru Ioan Cuza nu a domnit după principiile monarhiei constituționale, nici nu putea de altfel în contextul societății românești de la mijlocul secolului al XIX-lea, din a doua jumătate a acestui secol. Nu fac această afirmație neapărat la modul peiorativ și ca un reproș, să zicem, față de domnia lui Alexandru Ioan Cuza. El, sincer vorbind, nici nu putea să procedeze altfel. În contextul epocii respective, nu ar fi putut în niciun caz, pe baza principiilor monarhiei constituționale, să realizeze reformele pe care le-a realizat și care, în mod evident, au contribuit la modernizarea României și la o unificare a celor două principate din punct de vedere politic și administrativ. Sigur, Alexandru Ioan Cuza a trebuit să abdice în contextul în care el a abdicat, încălcând anumite principii, fără ca această abdicare a sa să arunce o umbră asupra realizărilor sale ca suveran al României în perioada 1859-1866. Cel care l-a succedat la conducerea României, principele Carol, inițial domnitor, mai târziu devenind rege al României, vine într-o mare măsură ca monarh constituțional. Se știe că în 1866 se adoptase prima constituție de facto a
României, cele anterioare, regulamentul organic sau statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, fuseseră doar niște surogate de Constituție, niște acte constituționale, dar nu reprezentau un act fundamental în adevăratul înțeles al cuvântului. Este foarte adevărat. Domnitorul Carol și apoi regele Carol a fost un suveran care a domnit pe baza principiilor monarhiei constituționale. Dar, cu toate acestea, el nu se încadrează în principiile clasice ale monarhiei constituționale, așa cum s-a întâmplat, să spunem, în Regatul Unit, cum a domnit în perioada contemporană lui regina Victoria în Regatul Unit sau monarhii țărilor nordice, Suedia, Norvegia, Danemarca. Avea prerogative destul de importante în viața politică. Sigur, Carol I a știut să păstreze echidistanța între partidele politice care se succedau la guvernare. În perioada respectivă, Partidul Liberal și Partidul Conservator nu s-a amestecat nici în lupta dintre partide și nici în lupta din interiorul partidelor, prerogativele sale fiind foarte semnificative legat de accederea la guvernare, de destituirea guvernului și de convocarea alegerilor și de desemnarea datei când trebuiau să aibă loc alegerile. Deci, iată, și el, într-o anumită măsură, depășește modalitățile de exprimare ale monarhiei constituționale, așa cum, să zicem, că o vedem noi astăzi. Urmașul său, nepotul său de frate, inițial principele Ferdinand și apoi regele Ferdinand, de asemenea a știut să respecte rigorile democrației, așa cum funcționa democrația în perioada istorică respectivă. Continuând demersurile lui Carol I, având în mare măsură aceeași atitudine față de partidele politice, având același respect pentru reguli și pentru norme, exact ca și unchiul său și predecesorul său pe tronul României. În acest context a fost ajutat și de consoarta sa, regina Maria, care venea din lumea britanică, nepoată de fiu a celebrei regine Victoria Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, și a adus cu ea acel spirit britanic foarte semnificativ și foarte important, pe care și pe tronul României l-a respectat. Atât Carol I, cât și regele Ferdinand au știut să mențină un echilibru între datoria suveranului și dorințele suveranului, între ceea ce poate să facă suveranul și între ceea ce ar vrea să facă suveranul. În cazul regelui Ferdinand, o subliniez încă o dată, regina Maria a avut un rol semnificativ în acest context. Și cu toate acestea, deși prezența pe tron a celor doi regi, Carol I și Ferdinand I, a fost una benefică pentru societatea românească, au apărut și umbrele în perioada interbelică. Trebuie să o recunoaștem și să o spunem la modul deschis, principele Carol și apoi regele Carol al II-lea nu a fost nici pe departe acel suveran care să știe să mențină
un echilibru între datoria de suveran și ce anume are voie să facă un suveran și poate să facă un suveran în viața, în viața privată. În mod evident, fuga sa din fruntea regimentului pe care îl comanda pe frontul de est și deplasarea la Odessa împreună cu Valentina Lambrino pentru a se căsători împotriva oricăror uzanțe și împotriva oricăror norme pe care le prevedea statutul casei regale, fără acordul părintelui său Ferdinand I, care în același timp era și șeful casei regale, a fost un act de un infantilism deosebit. Mi se face semn din regie că timpul se scurge implacabil, că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. În cazul acesta cezarul este publicitatea, după care noi vom reveni cu ideile pe care le-am exprimat. Începând din luna noiembrie 2021, hunedoarenii din zonele urbane și rurale, precum și agenții economici din zona 1 Brat, zona 2 Hațeg și zona 3 Centru, județul Hunedoara, vor plăti un nou tarif pentru furnizarea serviciilor de salubritate, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență 74/2018. Aceste cerințe legale au fost aprobate de adunările generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor, județul Hunedoara, în cursul lunii octombrie 2021. Separi mai multe deșeuri reciclabile, scazi cantitatea de deșeuri mixte, reziduale și plătești mai puțin pentru serviciile de salubritate. Aceasta este ideea de bază a noului sistem Plătești pentru cât arunci, care a intrat în vigoare începând din această lună în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru din județul Hunedoara. Cu ajutorul noului sistem, abonații Braicata SRL, care vor reuși să precolecteze mai multe deșeuri reciclabile prin intermediul sacilor speciali sau containerelor pentru sticlă, hârtie sau plastic, în defavoarea deșeurilor mixte reziduale, vor reuși să reducă facturile pentru serviciile de salubrizare. De asemenea, compostarea deșeurilor vegetale va fi un mod important în care se va putea reduce cantitatea de deșeuri menajere predată ca fracție umedă. Vești bune pentru locuitorii satelor aparținătoare de municipii și orașe care vor plăti serviciile din luna noiembrie 2021 la tarif de zonă rurală. Ce înseamnă noile cerințe legale? 1. Tarife distincte pentru deșeurile reciclabile și pentru cele reziduale. 2. Indicator de performanță pentru operatorii de salubrizare privind colectarea separată a deșeurilor menajere și similare, privind gradul de valorificare a deșeurilor reciclabile și privind tratarea deșeurilor reziduale. 3. Instrumentul economic Plătește pentru cât arunci, care are ca scop stimularea utilizatorilor, cetățeni și agenți economici, de a separa deșeurile produse prin plata diferențială acestora în funcție de gradul de separare pe care îl reușesc. 4. Contribuția la economia circulară. Introducerea în SMID de venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile. 5. Penalități pentru operatorii și utilizatorii care nu se conformează cerințelor de colectare selectivă a deșeurilor generate. Ce măsuri importante vor fi luate de operatorul Braicata SRL? 1. Introducerea colectării separate din poartă în poartă pentru toți utilizatorii casnici care locuiesc în zona urbană și rurală cu ajutorul sacilor de plastic, sacul galben pentru deșeurile de plastic, metal și sacul albastru pentru deșeuri de hârtie, carton cu frecvență de ridicare o dată pe lună. 2. Montarea de cipuri pe recipientele destinate deșeurilor menajere. Această măsură va permite înregistrarea numărului de colectări lunare cu plata diferențiată a tarifelor. Potrivit dispozițiilor, articolul 8 aliniatul 4 din contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate, modificarea tarifelor va fi a
adusă la cunoștința utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea activării acestora. Prin urmare, pentru modificarea tarifelor aprobate de ADI-SIGD județul Hunedoara, vor apărea pe facturile care vor fi emise după data de 1.11.2021. Nu este necesară încheierea unui act adițional cu fiecare utilizator în parte. Spune nu! Cerșetoria nu e o meserie. Direcția de Asistență Socială Deva, în colaborare cu Episcopia Devei și Hunedoarei, reprezentanța altor 6 culte religioase și oameni de afaceri, desfășoară până la sfârșitul anului o campanie de prevenire și combatere a cerșetoriei. Campania are ca scop principal informarea și conștientizarea cetățenilor municipiului Deva cu privire la amploarea pe care a luat-o cerșetoria, dar mai ales la consecințele acestui fenomen asupra copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, ori a altor categorii de persoane vulnerabile. Nu îți încuraja semenii să apeleze la mila publică. Redă-i libertatea, banii tăi îi pot adânci exploatarea. Spune nu cerșetoriei. Vrei să faci ceva cu adevărat special de Revelion? Delectează-te cu o vacanță exotică! Malta Travel, unicul tur operator din România pe această destinație, lansează cea mai bună ofertă de Revelion în Malta. Începând de la 350 euro de persoană la Hotel Santana de 4 stele și de la 599 euro de persoană la Hotel Intercontinental de 5 stele. Petreceți Revelionul 2022 în cele mai reprezentative unități de cazare din Malta. Optează pentru pachetul oferit și vei trăi o experiență de neuitat alături de familie și prieteni. Insula Malta s-a impus în ultimii ani ca o destinație turistică de top. Alege Malta, destinația ta de Revelion! Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Deva oferă vizitatorilor informații generale asupra ofertei turistice locale și regionale, materiale de promovare a atracțiilor turistice din județ, informații privind oferta locală de cazare, precum și servicii de ghidaj în cetatea Deva pentru grupuri organizate și turiști străini. Ca urmare a hotărârii numărul 1 din 8 octombrie 2021 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva, articolul 4 este permis accesul în telecabina Deva până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații. Sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore, prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioare infectării cu SARS-CoV-2. Articolul 9, obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. Nu se aplică persoanelor care au vârsta mai mică de 12 ani. Accesul în incinta Centrului Național de Informare și Promovare Turistică se face doar cu certificat COVID. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254-220-288 sau pe site-ul primariadeva.ro. Servus Hunedoara, cotidianul județului tău. Independent, imparțial și onest.
ziarul care te salută de 17 ani de apariție neîntreruptă pe piața media din județul Hunedoara. Cotidianul Servus Hunedoara este ziarul cel mai longeviv de după Revoluția din decembrie 1989. Cotidianul și-a câștigat un loc de top printre preferințele mediatice ale cititorilor, oferindu-le respectul pe care aceștia îl merită, prin știri corecte, obiective și echilibrate din toate domeniile. Hunedorenii merită un ziar echidistant, obiectiv și dinamic. Apare zilnic în ediția tipărită de luni până vineri și îl puteți găsi la punctele de difuzare a presei hunedorene. Cotidianul județean independent Servus Hunedoara oferă realitatea cotidiană din județ, atât în format tipărit cât și digital, în mediul online pe site-ul servuspress.ro. Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook Servus Hunedoara și pe grupul Cotidianul Servus Hunedoara. Echipa de jurnaliști îmbină experiență, tinerețe și energie. Cu tine și prin tine, ziarul servește, țintește, apără și vorbește. Cotidianul Servus Hunedoara, zilnic lângă tine. Deci, spuneam de principele Carol, de fuga sa și căsătoria cu Valentina Labrino împotriva oricăror uzanțe pe care le implica datoria sa de principe al casei regale a României. Practic, oricare alt ofițer, dacă ar fi făcut un astfel de gest să părăsească regimentul în timpul războiului, ar fi fost considerat dezertor și dus în fața curții marțiale și trebuia pedepsit. Principele Carol s-a bucurat, din păcate spun eu, de o anumită clemență, atât din partea părinților săi, cât și din partea clasei politice românești. Totul a fost pus pe seama tinereții sale, pe o doză de imaturitate pe care a manifestat-o la momentul respectiv. Principalul său apărător a fost mama sa, Regina Maria. Atitudinea ei în acest context ca mamă, ca părinte, o pot înțelege, dar ca regină nu. Regina Maria a pledat în fața tuturor ca principele Carol să fie iertat, să fie reprimit, să se șteargă cu buretele tot ce a făcut. Și istoria a demonstrat că a fost o greșeală, pentru că el a repetat-o. A repetat-o după ce a fost iertat, după ce, din punct de vedere juridic, căsătoria cu Valentina Lambrino a fost anulată, după ce se căsătorise cu principesa Elena a Greciei, după ce se născuse fiul său Mihai, viitorul rege al României, din nou acționează în chip nesăbuit și renunță la tron în anul 1925, după cum se știe, fusese la Londra la funerariile reginei mama Alexandra și de acolo trimite o scrisoare prin care renunță la tron că el nu poate trăi fără Elena Lupescu și consideră că nu își poate îndeplini îndatoririle de principe moștenitor fără a o avea în preajma lui pe Elena Lupescu. Cum a reacționat Casa Regală și cum a reacționat clasa politică românească? Cu relativă indulgență. Sigur că nu a mai fost iertat ca în anul 1918, s-a acceptat renunțarea lui la tron, la înlăturarea lui din nomenclatorul casei regale, la proclamarea fiului său Mihai ca principe moștenitor. Dar vreau să facem o comparație.
Tot în perioada interbelică, în Regatul Unit al Marii Britanii a izbucnit, să zicem, o criză dinastică, nu de proporțiile celei din România. Regele Eduard al VIII-lea urcă pe tron la moartea tatălui său, George al V-lea, la 20 ianuarie 1936, devine suveran al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Există foarte multe similitudini cu principele Carol. Se îndrăgostește de o americancă, Wallis Simpson, care mai fusese căsătorită în Statele Unite, acum în momentul urcării lui pe tron și în momentul în care îl cunoaște pe principele Eduard, George al V-lea încă nu trecuse la cele veșnice, era căsătorită cu al doilea soț. Relațiile dintre Eduard și George al V-lea, tatăl său, s-au înrăutățit. Eduard era ferm convins că el trebuie să fie moștenitorul, frații lui erau mult mai mici, al doilea frate, prințul Albert, era considerat oarecum imatur și nepregătit pentru a deveni suveran al Regatului Unit. În timpul domniei, în anul 1936, el face eforturi disperate ca să îi ofere un statut cât mai important persoanei feminine de care se legase, mă refer la Wallis Simpson, chiar vroia să se căsătorească cu aceasta. Cum a reacționat clasa politică britanică? Cu deosebită maturitate. Primul ministru, Stanley Baldwin, îi spune deschis, fără menajamente, regelui Eduard, că este imposibil să fie în același timp și suveran al Regatului Unit și să o aibă alături de el pe Wallis Simpson. Eduard, în disperarea lui, încearcă să propună o căsătorie morganatică în care Wallis, în mod evident, să nu fie considerată regină, să aibă un oarecare titlu de noblețe și să poată participa la activitățile casei regale, la diversele ceremonii care se desfășurau în Regatul Unit în momentul respectiv. Nu doar primul ministru, ci întreg guvernul britanic, guvernele dominioanelor, Australia, Canada, Noua Zeelandă, au refuzat categoric propunerile lui Eduard al VIII-lea. Biserica anglicană, al cărei conducător este și în ziua de astăzi suveranul Regatului Unit, își refuză conducătorul și nu acceptă ideea acestei căsătorii de niciun fel, nici morganatică, nici nemorganatică cu Wallis Simpson. Eduard dorea să forțeze, să-și forțeze oarecum norocul, crezând că vor accepta până la urmă, deoarece fratele său, am spus, prințul Albert, era considerat nepregătit pentru a urca pe tron și oarecum îl disprețuia pe fratele său, iar ceilalți doi frați mai mici erau de vârstă mult prea fragedă și nici nu puteau, în virtutea rigorilor existente în casa regală britanică, să urmeze la tronul lui Eduard. Și atunci el oarecum îl șantajează pe primul ministru, pe Stanley Baldwin, și îl amenință că abdică, la care primul ministru îi pune în față actul de abdicare. Care este motivația folosită de Eduard? Că el nu-și poate îndeplini îndatoririle de rege fără să o aibă alături de el
Pe acea femeie pe care el o iubește, am numit-o pe Wallis Simpson. Și în decembrie 1936 abdică în favoarea fratelui său, prințul Albert, cel care sub numele de George al VI-lea devine următorul suveran al Regatului Unit al Marii Britanii. Părăsește țara, se stabilește inițial în Austria, apoi în Franța, bineînțeles că se căsătorește cu Wallis Simpson. Ceea ce vreau să precizez este fermitatea și hotărârea cu care clasa politică britanică, societatea britanică în ansamblul ei, au reacționat la umorile regelui Eduard, care disprețuia democrația, disprețuia liberalismul, exact ca și principele român moștenitor Carol. Cam aceleași idei le aveau. E, mai mult decât atât, la trecerea la cele veșnice a regelui Ferdinand, este încoronat și devine rege pentru o perioadă de 3 ani Mihai, dar în anul 1930 clasa politică românească realizează iarăși o inconsecvență crasă prin readucerea lui Carol Caraiman, acesta era numele pe care și-l luase ca persoană particulară în Franța în perioada cât a fost exilat, sau mă rog, auto-exilat, și în mod evident că revine, dar fără complicitatea, sau să nu zicem complicitatea, fără acceptul clasei politice românești, nu putea să revină. Prim-ministrul la vremea respectivă era Iuliu Maniu. El discutase despre revenirea lui Carol înapoi, îi ceruse acestuia să revină, dar să intre în regență, pentru că Mihai era minor, și să nu se încoroneze dintr-o dată rege, să intre în regență și să promită că renunță la Elena Lupescu și că va relua mariajul cu Elena, mama regelui Mihai. Sigur, Carol i-a promis toate acestea solemn lui Iuliu Maniu. În 8 iunie, când a revenit Carol în țară, Iuliu Maniu pentru 3 zile și-a dat demisia, deci în 8, 9, 10 iunie 1930 a funcționat un alt guvern al Partidului Național Țărănesc condus de G.G. Mironescu, pentru că Iuliu Maniu nu dorea să gireze reîntoarcerea lui Carol. Știm ce a făcut Carol al II-lea în perioada interbelică, după 1930, cât a domnit 10 ani. Doar nu pe principiile monarhiei constituționale și-a exercitat prerogativele regale. A dislocat partidele politice, a introdus un regim autoritar care, mă rog, în parte se putea justifica prin atitudinea ostilă față de regimurile de extremă dreaptă, dar niciodată o încălcare a democrației nu poate fi justificată printr-o altă încălcare a democrației. O nedreptate nu poate fi justificată printr-o altă nedreptate. O inconsecvență nu poate fi judecată printr-o altă inconsecvență. Se știe ce s-a întâmplat. Dictatura regală, iar în septembrie 1940 a fost nevoit, după tragedia din vara anului 1940, odată cu pierderea Basarabiei și Bucovinei de Nord și a ținutului Herța și a dictatului de la Viena, a fost nevoit să abdice.
la presiunea generalului Ion Antonescu și în 5 septembrie 1940 și în 5 septembrie 1940 îl investește cu puteri depline pe generalul Ion Antonescu și în 6 septembrie 1940 acesta îl obligă să abdice în favoarea fiului său Mihai, care devine din nou rege. Și în perioada antonesciană, monarhia a fost oarecum pusă la index. Ion Antonescu avea puteri depline ca și conducător al statului, regele a fost o oarecare anexă în contextul vieții politice. La 23 august 1944, prin arestarea lui Ion Antonescu și a principalilor săi colaboratori, regele Mihai revine în prim plan. Dar monarhia are de suferit, pentru că tăvălugul sovietic, atât la propriu cât și la figurat, venise atât militar cât și politic în România. Regele încearcă să se opună instaurării regimului comunist în România, dar nu reușește și sigur că la 30 decembrie 1947 este silit să abdice, este înlăturat și iată, se instaurează în România sublima republică. Acea republică pe care, pe bună dreptate, Ion Luca Caragiale o ironizase în piesele sale și care fusese o încercare de operetă în 1870, Republica de la Ploiești, în timpul războiului franco-prusac, când Alexandru Candiano Popescu dorea înlăturarea principelui Carol de pe tronul României, a domnitorului Carol de pe tronul României și instaurarea Republicii, pentru ca mai târziu el să devină, de fapt, aghiotant al viitorului rege Carol I. Deci iată care sunt auspiciile sub care se instaurează Republica în țara noastră. Primul președinte al unei conduceri colective a Republicii a fost Constantin Parhon, un medic reputat, care din păcate a avut un rol de Mefisto și a pactizat cu diavolul. I-a urmat celebrul Petru Groza în fruntea prezidiului Marii Adunări Naționale și sublima Republică Populară Română, devenită în 1965 Republica Socialistă România, încearcă să șteargă din istorie tot ceea ce monarhia a făcut pozitiv pentru țara noastră, accentuând inconsecvențele regelui Carol al II-lea și marile nereușite ale acestuia, cu toate că în perioada 1930-1940, în plan intern, domnia lui a avut și anumite reușite, care însă nu scuză în niciun caz atitudinea sa politică față de partidele politice și față de democrație în ansamblu. Revenind la Republică, Prezidiul Marii Adunări Naționale este anulat ca formă de conducere colectivă și se instituie Consiliul de Stat. Prezidiul Marii Adunări Naționale era un model sovietic după Prezidiul Sovietului Suprem. Se instituie Consiliul de Stat ca președinție colectivă a Republicii Populare, apoi ea devine Republică Socialistă și după trecerea la cele veșnice a lui Gheorghiu Dej, Nicolae Ceaușescu preia conducerea statului inițial ca prim secretar al Partidului Muncitoresc Român, devenit secretar general al Partidului Comunist Român și în 1967 președinte și președinte al Consiliului
de stat, astfel că încetul cu încetul concentrează întreaga putere în mâinile sale, mai ales că era și comandant suprem al armatei, pentru ca în 1974 să se instituie și funcția de președinte al Republicii Socialiste România, unde cine devine președinte? Evident, Nicolae Ceaușescu. Era un surogat de Republică Parlamentară, pentru că președintele nu a fost ales de electorat în integralitatea sa, ci de legislativ, de Marea Adunare Națională. Și iată, ajungem la o anumită anomalie, aș putea spune. Din 1974, România ca Republică avea și o conducere colectivă, Consiliul de Stat, al cărui președinte era tot Nicolae Ceaușescu, dar în același timp avea și un președinte. Deci, practic, putem spune că în țara noastră funcționau două președinții, una colectivă și una individuală, două președinții ale Republicii. În 1989, Revoluția Română din decembrie a înlăturat regimul comunist, a șters din existența poporului român Republica Socialistă și se adoptă o nouă formă de guvernământ, Republica Semiprezidențială, prin Constituția adoptată în anul 1992. Deși Republica Semiprezidențială este în zilele noastre cea mai răspândită formă de guvernământ în foarte multe țări, acolo unde democratice, evident, acolo unde Republica funcționează, Republica Prezidențială tipică este doar în Statele Unite ale Americii, asta însemnând că președintele are și puteri de reprezentare, și puteri guvernamentale și este și șeful guvernului și în același timp este ales direct de electori. Sigur, în Statele Unite alegerea lui este îmbinată. Pe de o parte, electoratul îl alege direct, dar în același timp există un colegiu al marilor electori care la un moment dat poate infirma alegerea unui președinte. În Republica Semiprezidențială, președintele este ales direct de electori, are puteri de reprezentare și mai puține puteri guvernamentale în țara noastră, doar în planul apărării naționale și a ordinii publice și a politicii externe. Pentru apărarea și ordinea publică funcționează, de fapt, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care este un organ colectiv condus de președintele României, deci este, de fapt, o conducere colectivă a sistemului de apărare al țării. Și acum se pune problema că ar trebui schimbată această republică semiprezidențială, bin unii și spun în republică parlamentară, adică sub șeful de stat să fie ales de legislativ și să aibă prerogative mult mai mici decât le are în momentul de față șeful statului și pe care le-a avut din 1992 încoace după adoptarea Constituției. Ar avea, să spunem, în Republica Parlamentară un rol mai decorativ, mai de reprezentare. De exemplu, o prerogativă foarte semnificativă a președintelui în Republica Parlamentară ar fi convocarea alegerilor și stabilirea datei alegerilor sau în alte situații are un rol oarecum semnificativ în constituirea de majorități parlamentare în cazul în care alegerile nu relevă o majoritate de 51% cel puțin pentru ca să existe o formațiune
clară care, din punct de vedere parlamentar, să poată contribui la constituirea guvernului. Și atunci el să contribuie la aceste negocieri, având în acest context un rol semnificativ, un rol important, mai ales că în contextul electoral românesc, în contextul politic românesc de după 1989, de foarte puține ori în legislativ a existat o majoritate creată de un singur partid, electoratul să aibă o aplecare spre a da unui singur partid posibilitatea constituirii unei majorități parlamentare care să emane guvernul. Sigur că discuția nu poate fi redusă la un interval de 45 de minute, atât cât încerc eu să acord acestei idei. Eu am dorit doar să fac o punctare a acestei situații existente în țara noastră. Să întreb, este bine oare să schimbăm acum forma de guvernământ din republică semiprezidențială într-o altă formă de republică? Este bine oare să încercăm revenirea la monarhie? Sunt doar întrebări la care societatea românească, în ansamblul său, după o dezbatere matură, trebuie să răspundă. Dar pentru asta, societatea românească are nevoie de un simț civic mult mai accentuat decât are în momentul de față. Și acest simț civic trebuie să vină nu doar din partea clasei politice, ci și din partea cetățenilor. Este nevoie ca cetățeanul, electorul, cel care va merge la vot să pună ștampila pe un buletin și să aleagă pe unii sau pe alții, să stea, să mediteze și să aibă fiecare elector o discuție cu el însuși, care ar fi pentru țara noastră cea mai bună soluție. Eu asta am vrut să aduc în fața domniilor voastre. Această idee de a avea fiecare dintre noi o discuție, în primul rând cu noi înșine și apoi între noi cetățenii, pentru ca să putem decide cu toții care este cea mai bună soluție pentru țara noastră. Eu întotdeauna am spus-o, chiar dacă începând cu 1859, pașii democratici ai României au fost marcați de o serie de continuități și discontinuități. Chiar dacă timpii istorici au fost foarte scurți, chiar dacă au avut loc o serie de schimbări și de transformări care au stagnat sau chiar au întrerupt dezvoltarea democratică a țării, așa cum a fost perioada 1948-1989, eu tot cred în destinul fast al României și cred că țara noastră, că poporul român în integralitatea sa, că cetățenii României au capacitatea de a crea o soluție care să ducă la triumful democrației în România. Toate cele bune!